Bună ziua, doamnelor, domnilor și persoanelor non-binare! Bine v-am găsit la resuscitarea rubricii Starea Planetei, în care ne-am propus să discutăm despre o problemă care ne afectează deja tuturor viețile. Criza climatică. Am putea spune că încercăm să vă dezghețăm. Aș fi tentat acum să încep să înșir argumente prin care să încerc să vă conving, în primul rând, că această criză climatică există. Te-ai gândit că o bună parte din publicul larg este sceptic din acest punct de vedere. Dar, ce să vezi, acum 2 ani, Banca Europeană de Investiții a realizat un sondaj prin care și-a propus să chestioneze, la nivelul Uniunii Europene, opinia publică în ceea ce privește criza climatică. Mai multe instituții de specialitate au afirmat în repetate rânduri gravitatea situației, chiar recent Agenția Europeană de Mediu fiind una dintre ele. Ea spune că schimbările climatice au deja un impact asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că efectele vor continua să fie resimțite și în viitorul apropiat. Acum, ce cred cetățenii europeni? Rezultatul sondajului a fost unul poate surprinzător. O proporție covârșitoare din populația Uniunii crede că această criză climatică este într-adevăr reală. Nu o conspirație pusă la cale de niște miliardari care vor să inducă publicul în eroare doar pentru că se plictisesc și ăsta e cel mai distractiv lucru pe care îl pot face cu banii lor. Și în România noastră, din fericire, procentul este mare. 88% din români consideră că schimbările climatice au impact asupra vieții lor zilnice. Procent care este peste media europeană cu 11 puncte. Pentru comunitatea academică, la nivel mondial, specialiștii, cum s-ar spune, consensul este în proporție de 99% în favoarea ideii că schimbările climatice nu numai că sunt reale, dar sunt și cauzate de activitatea industrială a omenirii. Pentru mine e destul de clar că nu mai e nevoie să vă conving despre acest adevăr și pot să-mi concentrez eforturile în altă direcție. Doamne ajută! Totuși, deși suntem de acord că suntem într-o criză climatică, de multe ori simțim nevoia să ne detașăm de la această realitate. E firesc, fie că vorbim de oameni care nu-și permit să se îngrijoreze sau despre ignoranță, care la urma urmei este o formă de a face față unui adevăr foarte greu de privit în ochi. Din păcate, trăim într-o societate care ne împinge la a fi nevoiți să ne câștigăm totuși existența. Poate unii dintre noi mai au și copii chiar, poate unii dintre noi mai avem și părinți bolnavi. Poate unii dintre noi pur și simplu nu știu cum o să treacă peste luna asta cu plata chiriei și a facturilor. În condițiile astea, e greu să te mai gândești și la faptul că trebuie să ne mai preocupăm și de binele planetei. Pentru noi în România, complexul de inferioritate este încă foarte puternic și mulți se resemnează înainte de a începe măcar să întreprindă vreo acțiune. Am putea spune că oamenii de peste tot se confruntă înainte de o criză climatică cu o criză a apatiei. Și ăsta este subiectul pe care vreau să-l abordăm în această primă ediție a Stării Planetei, împreună cu mine, Alexandru Zlăvog, un fel de Dragoș Pătraru la reducere, minus bicepși. Bun, deci, speranța este unul din cele mai abuzate sentimente când vine vorba de comunicarea în contextul crizei climatice. Și zic asta pentru că, deși avem nevoie de ea mai mult ca oricând, pentru a alimenta o serie de acțiuni pentru rezolvarea acestei probleme, este în același timp manipulată cu bună știință într-un aparat de propagandă foarte bine pus la punct de industria combustibililor fosili și nu numai. Ăsta este poate unul din cele mai descurajante lucruri pe care îl putem vedea în lupta împotriva acestui sistem economic care, prin felul său de a fi, a generat această criză. Ca să fac un mic timeline pentru felul în care a fost abordată această problemă despre care vorbim deja de mai bine de 50 de ani, am început prin a fi sceptici cu privire la veridicitatea spuselor comunității academice și ușor, ușor, lucrurile au început să se așeze într-o direcție mai sinceră. ExxonMobil, a patra cea mai mare companie de petrol și gaz din lume, avea estimări precise despre evoluția climei cel puțin din anii 70, în timp ce, bineînțeles, alte firme chiar din anii 50. Ce au făcut cu informațiile astea extrem de valoroase? Au pompat bani în a nega și dezinforma publicul că nu există schimbări climatice și evident că nu arderea gazelor, cărbunilor și a petrolului le cauzează, ca să nu cumva să le fie afectat profitul. Au creat o narațiune unde dioxidul de carbon nu poluează, ci este un ingredient esențial al vieții, care are efecte pozitive chiar. Apoi au creat termenul de amprentă de carbon, ca să dea vina pe noi pentru lăcomia lor. Asta în timp ce au pompat alți bani în lobby ca să încetinească orice fel de legislație benefică și încă fac asta
în momentul de față. Din 2010 până în 2020, industria combustibililor fosili a cheltuit 251 de milioane de euro pentru a influența deciziile de la Bruxelles, de exemplu. Așadar, ultima ipostază în care ne-am găsit la nivelul de comunicare în masă în domeniul ăsta a fost, într-un final, iată, recunoașterea că da, criza climatică există. Da, e vina economiei care a consumat resurse pe bandă rulantă fără să-i pese de efectele negative pe care le creează mediului și climei. Doar că, ce să vezi, tot economia o va rezolva prin exact aceleași metode și mecanisme prin care a creat-o. Adică, exploatând și mai mult resursele pământului și ale sudului global, exact așa cum s-a întâmplat de sute de ani încoace. Business as usual, cum s-ar zice, doar că pe verde. E, și aici speranța este instrumentată cu o abilitate extraordinară, în așa fel încât tu să zici, Doamne, ce bine că se ocupă cineva de asta. Înseamnă că pot acum, în timpul meu liber, să mă bucur de mâncare ultraprocesată, dar delicioasă, entertainment ieftin, dar care îți curcicuitează receptorii de dopamină, telefon, laptop, desktop, iPad și smart fridge. Haine frumoase care mă fac să mă simt ca un rockstar, dar asta doar dacă nu mă gândesc la cum au fost fabricate. Și cine știe, dacă muncesc și pun ban pe ban, poate voi avea și eu în această viață o mașină care merge repede și o casă frumoasă prin care să impresionez pe toți cei care află de existența mea pe acest pământ și poate în felul ăsta o să mor fericit, mulțumindu-i din inimă sectorului privat în cârdășie cu statul care a făcut toate aceste lucruri posibile pentru mine. Doar că realitatea, din păcate, e alta. Pentru că toate eforturile pe care această piață liberă încearcă să le întreprindă pentru a atenua din efectele catastrofale pe care această criză climatică le pregătește pentru noi, nu prea au efect. Și aici aș vrea să vă trec puțin printr-o foarte deprimantă, dar cred eu, foarte necesară radiografie scurtă a stării, de fapt, a lucrurilor. Starea planetei, cum s-ar zice. Nu vreau să intru în detalii prea tehnice. Pentru asta, la urma urmei, există o întreagă comunitate academică plină de oameni de știință și specialiști care studiază exhaustiv domeniul ăsta de niște zeci de ani încoace. În schimb, tot ceea ce am menționat și urmează să menționez este documentat și notat cu sursă pe care o puteți găsi în descrierea videoului. Chiar, sincer, vă sfătuiesc din toată inima mea să parcurgeți sursele astea, să vă informați și în timpul vostru liber și să vă folosiți darul de la Dumnezeu al discernământului pentru a vă forma propria opinie. Pot doar să sper că la finalul acestui proces vom fi de acord. Totuși, este deja destul de cert că, cel puțin de la începutul Revoluției Industriale încoace, umanitatea a încetat să mai fie un simplu musafir pe planeta asta și s-a declarat proprietar de drept. Forța civilizatoare care are datoria morală de a exploata cât mai mult resursele de toate felurile în numele progresului tehnologic. De ce? Păi, dacă i-ai întrebat pe unii, toate astea au fost făcute pentru a ne asigura supraviețuirea, pe de-o parte, dar și pentru a testa limitele a ceea ce poate însemna o viață confortabilă. Nu vreau să mă cac pe mine acum, că și eu mă entuziasmez la gândurile de genul ăsta, adică mașini zburătoare, lentile de contact care îți augmentează percepția realității, vise lucide în VR, inteligența artificială care gândește pentru tine și multe alte scenarii pe care cândva, nu de mult, le găseai doar în literatura de science fiction. Este într-adevăr un anumit tip de entuziasm care face copiii care am fost cândva să țopăie de bucurie și extaz pentru plăcerile nebănuite pe care această lume le poate oferi prin intermediul tehnologiei. Dar, din păcate, aceste lucruri nu sunt gratuite. Toată tevatura de procese de extracție, rafinare, producție și distribuire care fac ca aceste lucruri să fie posibile au un impact decisiv asupra mediului, pentru că, după cum știm cu toții din chimia de clasa 8-a, când vorbim de materie, nimic nu dispare, totul se transformă. Adică, când arzi lemne în sobă ca să te încălzești, na? Și vezi cum rămân doar niște cioturi de jar și niște cenușă în urmă, unde crezi că a dispărut lemnul ăla? Păi bineînțeles că acea materie, prin niște procese chimice despre care eu și tu avem doar un vag habar, sfârșește în atmosferă, de unde mai apoi circulă mai departe prin tot ecosistemul planetar, prin diverse alte procese despre care noi doi nu putem avea decât un vag habar. Dacă aplicăm logica asta și ne gândim la toate lucrurile pe care le consumăm sau deținem, și mă refer aici de la apă, mâncare, casa în care locuim, mașina pe care o conducem, hainele pe care le purtăm, produsele cosmetice cu care ne dăm, gadgeturile pe care le folosim și chiar, sincer, lista aici ar putea fi interminabilă. Ei bine, dacă luăm toate aceste lucruri în considerare, vedem cum cantitatea de dioxid de carbon emisă în atmosferă este de, țineți-vă bine, 2,4 trilioane de tone.
Asta doar din 1850 până în 2019. De altfel, NASA spune că de la începutul perioadei industriale, adică în secolul XVIII, activitățile umane au crescut nivelul de dioxid de carbon din atmosferă cu 50%. Ceea ce înseamnă că, în prezent, cantitatea de dioxid de carbon este de 150% din valoarea sa din 1750. Această creștere cauzată de om este mai mare decât creșterea naturală observată la sfârșitul ultimei ere glaciare, adică acum 20.000 de ani. Trilioanele de tone de dioxid de carbon din atmosferă au un impact mai mult decât evident asupra mediului în care noi ar trebui să trăim bine. Iar efectele schimbărilor climatice se resimt din ce în ce mai tare de la un an la altul. Conform Copernicus, cel puțin în fiecare nouă lună peste care reușim să mai trecem, batem noi recorduri de temperaturi globale. Temperaturile astea ridicate nu înseamnă doar că e mai cald. Înseamnă și că fenomenele meteorologice se intensifică, înseamnă și incendii vegetale spontane tot mai dese, care în viitor ar putea să apară și la noi. Mă rog, asta dacă, bineînțeles, vor mai fi păduri. Dar asta e altă discuție. Înseamnă și diminuarea cantității de apă care ne este pusă la dispoziție. Nu cred că trebuie să vă amintesc cât de importantă este apa. La nivel mondial, aproximativ 74% dintre dezastrele naturale dintre 2001 și 2018 au fost legate de apă, inclusiv secetele și inundațiile. Se așteaptă ca frecvența și intensitatea unor astfel de evenimente să crească doar odată cu schimbările climatice. În 2023, în Franța, încă din luna martie, s-au impus măsuri de raționalizare a consumului de apă în 87 de municipalități din sudul țării. Anul ăsta, în sudul Spaniei, a fost declarată stare de urgență încă din februarie, pentru că în acea zonă nu mai plouase considerabil de 3 ani. La noi a fost o situație asemănătoare în 2022, când am trecut prin cea mai secetoasă vară din istoria recentă. Nivelul Dunării a scăzut atât de mult, încât vapoarele nu mai puteau circula și au fost impuse măsuri de raționalizare apei în mai multe localități din țară. Asta nu e ceva ce a trecut. E un episod dintr-o lungă epopee. Trebuie să începem să realizăm că asta ne așteaptă ca o normalitate în curând, pe de o parte, și pe de altă parte, că lucrurile vor continua să se înrăutățească dacă nu facem ceva. Pentru oricine a trăit mai mult de 30 de ani, schimbările sunt evidente. Era o vreme când iarna ningea. Generația Skibidi Toilet nu știe asta, știe doar că iarna e mai frig. În fiecare an, în câmpia Olteniei, se pierd undeva la 1000 de hectare de teren arabil, care se transformă în deșert. Iar asta se întâmplă din cauza defrișărilor exagerate pe care le-am permis, cu gândul doar la bani. Dar stați, că mai e! Un exemplu despre care sigur ați auzit este cel despre topirea ghețarilor, care duce la creșterea nivelului mării până în punctul în care deja ne confruntăm cu națiuni și orașe inundate. Multe sunt în oceane, acum e Tuvalu, despre care poate ai auzit că acum 3 ani ministrul lor de externe a înregistrat un video îmbrăcat în mare, cu apa până la genunchi, ca să sublinieze cum se scufundă țara lor. Dar, ce voiam să mai zic, ghețarii ăștia mai ascund încă un pericol potențial, parcă scos dintr-un film american unde încă n-avem niciun erou să ne salveze. Se topește și permafrostul, adică solul și materialul stâncos care rămâne înghețat continuu. Aceste blocuri de gheață sunt acolo de mii sau chiar poate sute de mii de ani, când lumea arăta complet diferit de cum e acum. De ce e asta important? Se suspectează că la momentul înghețării, permafrostul a cuprins în compoziția lui tot felul de bacterii, viruși, patogeni, despre care sistemele noastre imunitare n-au auzit nici măcar în cărți. Având în vedere felul în care am reacționat la pandemia de COVID-19, sincer, nici nu vreau să mă gândesc cum o să ne comportăm la gripa de dinozaur. Și permafrostul ăsta nu e doar la polurile Pământului. El se află și în munți, de exemplu. În Alpi există formațiuni foarte vechi de permafrost. Asta înseamnă că aceste formațiuni de gheață foarte veche sunt parte din structura de rezistență a munților. Adică ele deja se topesc, ceea ce înseamnă că e foarte posibil ca în viitor să vedem niște alunecări de teren absolut spectaculoase. Dar stați, că mai e! Topirea permafrostului pare să vină cu emisii suplimentare de dioxid de carbon și gaz metan. Gazul metan încălzește atmosfera de 80 de ori mai tare decât dioxidul de carbon. E drept. Doar în primii 20 de ani. Pentru că după 20 de ani scade până la de 27 sau 30 de ori mai mult decât dioxidul de carbon. Deci e ok. Problema nu e doar că aceste gaze cu efect de seră împiedică radiația solară din a mai părăsi atmosfera.
ci faptul că pe lângă temperaturi foarte mari, carbonul se reintegrează în mediu în feluri pe care, din nou, simpli oameni ca mine și ca tine, cu greu le pot bănui, doar observând lumea cu cele 5 simțuri limitate pe care le avem date de la Dumnezeu. De exemplu, tot carbonul ăsta din atmosferă este de asemenea absorbit în mări și oceane, contribuind astfel la un fenomen de acidifiere a apei. Efectul este foarte nasol, pentru că toată viața marină a evoluat de-a lungul a milioane de ani pentru a supraviețui într-o apă mai puțin acidă și mai puțin caldă ca cea de acum. Este suficient ca un singur element din lanțul trofic marin să dispară ca să dea peste cap tot echilibrul. Ne putem gândi aici la corali, de exemplu, care sunt amenințați cu dispariția sau cu degradarea în aproape toate regiunile lumii, dar care oferă un habitat pentru o mare varietate de viețuitoare marine. Iar în tot timpul ăsta, noi scoatem din mări și oceane cantități nerezonabile de pește. Estimările cercetătorilor arată că 75% din resursele de pește din lume sunt fie exploatate la maximum, supraexploatate sau s-au prăbușit pur și simplu, în timp ce doar 1% dintre acestea se recuperează după epuizare. În plus de asta, nu ajută nici că numărul de embarcațiuni dedicate acestei activități a crescut, ca nu cumva să duci lipsă de somonel când comanzi sushi acasă. De fapt, asta e altă problemă foarte mare cu care ne confruntăm. Extincția în masă a speciilor atât pe pământ cât și în oceane. Revin asupra ideii că totul este interconectat. Ca într-un șir de dominouri, iată cum speciile de toate felurile găsesc dificultăți foarte mari în a mai supraviețui în lumea pe care noi acum o schimbăm cu o viteză amețitoare dacă ne uităm la graficele pe termen lung. Migrațiile, de asemenea, au devenit mult mai dificile pentru anumite specii, pentru că structurile create de oameni, de la autostrăzi și până la căi de cale ferată, de cele mai multe ori le blochează calea. Sunt oameni pe lumea asta care ar vrea să crezi că schimbările climatice sunt o condiție normală a felului în care planeta asta funcționează. Că am mai avut, domnule, temperaturi de genul ăsta în trecut și planeta a supraviețuit bine, mersi. Și deși da, aceste lucruri sunt adevărate, într-o anumită măsură, adică planeta cel mai probabil se va adapta, da? Și nu va avea nici pe dracu un viitor. De fapt, viitorul ăsta este unul foarte îndepărtat. Perioada de timp în care miracolul vieții se adaptează la condițiile climatice și chimice din mediu este de ordinul sutelor de mii de ani, iar noi, din păcate, nici nu ne putem închipui cât de mult timp înseamnă asta. Este adevărat că dacă o ținem tot așa, în 2100 o să ajungem la niște temperaturi medii globale pe care Pământul le-a mai experimentat în trecut. Dar ghiși ce, Marcele? Pe vremea aia Pământul era cutreierat de dinozauri! Bun, deci, e clar pentru multă lume că lucrurile nu iau într-o direcție prea bună, că ne punem în pericol existența pe termen lung. Și asta nu de ieri de azi. Primul protest care a cerut acțiune din partea guvernelor a fost în 1970. Atunci a fost organizată prima Zi a Pământului, când milioane de cetățeni americani au ieșit în stradă pentru a contesta degradarea mediului. Dar hei, ce să vezi? Guvernele lumii sunt de acord, ba chiar mai mult, fac eforturi active pentru a rezolva această problemă. În 1979 a avut loc prima conferință globală pe probleme climatice. Ba chiar mai mult, în 1988 a fost creat IPCC-ul, instituția care se ocupă de studierea cauzelor și a impactului schimbărilor climatice la nivel global. Sunt cam 800 de oameni de știință și cercetători de peste tot din lume care întocmesc niște evaluări odată la 7-8 ani, în care sunt făcute nu doar observații despre evoluția climei la nivel global, dar și predicții pentru viitor în diverse scenarii de acțiune, când e bine să ne mișcăm ca să reducem cauzele și să atenuăm efectele acestei crize. Din miile de pagini din rapoartele lor, scot tot timpul și un sumar, un rezumat comprehensibil pentru legiuitori. Deci poți chiar și tu să citești acest sumar ca să poți înțelege mai bine problema. Link în descriere, bineînțeles. De aproape 30 de ani se organizează și COP-urile, Conference of Parties, adică niște conferințe globale cu toate statele semnatare ale Convenției ONU privind schimbările climatice. Se strâng în tot felul de locații în lume ca să discute despre acțiunile climatice, despre ce acorduri să mai semneze, ce noi inițiative să mai lanseze, mai poate o dau ei cumva să rezolve această problemă foarte complexă. Deci, stați liniștiți, oameni buni!
Guvernele lumii se ocupă de această problemă. Voi doar strângeți gunoaiele selectiv, gândiți-vă la propria amprentă de carbon și cumpărați-vă mașini electrice. De restul ne ocupăm noi, cum s-ar zice. În realitate, din păcate, toate aceste conferințe sunt virusate de lobiști ai companiilor de combustibili fosili, care în fiecare an sunt în număr mai mare decât delegații de la majoritatea statelor. În fiecare an, aceștia vorbesc despre cât de important este să ardem acum cât mai mult cărbun și cât mai multă benzină ca să construim viitorul verde. Pentru că, Doamne Dumnezeule, păi ai nevoie de foarte mult combustibil ca să generezi toată energia de care avem nevoie ca să trăim la nivelul la care am ajuns, dar pe verde. Trebuie să construiești panouri solare, eoliene și mai presus de orice, baterii. Foarte multe baterii, pentru care e nevoie de litiu, pe care trebuie să-l extragem din țări de lumea a treia, ca să-ți putem vinde apoi mașina electrică. Eu mă întreb un singur lucru. Sunt 1,5 miliarde de mașini în lume? Cum, Doamne Dumnezeule mare, credem că o să le facem pe toate electrice? Ah, nu, stai, e corect, dar nu le facem. Scoatem pe piață altele noi. Și pe alea vechi, mă rog, o vedeam noi, o facem noi ceva. Asta pentru că reciclarea, momentan, este o păcăleală, mai ales la plastic. Un raport al Centrului pentru Integritate Climatică, adică o coaliție de oficiali publici care încearcă să responsabilizeze industria combustibililor fosili pentru efectele crizei climatice, ne arată cum încă din anii 80, în rapoartele interne ale marilor companii care comercializau aceste ambalaje din plastic, deja se știa că ele nu sunt o soluție viabilă pentru poluarea pe care tot ei o cauzează. Ba mai mult, au încercat activ să popularizeze ambalajele de unică folosință, integrându-le în tot felul de produse. Așa am ajuns în punctul în care plasticul ne înconjoară la orice pas, până în punctul în care găsim microplastice și în placente, adică în corpurile nou-născuților. Întreg conceptul de amprentă de carbon a fost la rândul său creat de industria petrochimică, ca un mod de a muta atenția de pe acțiunile lor pe cele individuale. Adică tu ești problema că tu cumperi ceea ce noi îți punem la dispoziție fără nicio alternativă. Toate astea se întâmplă pentru că guvernele lumii sunt, să zic așa, niște bricege bune la toate, în buzunarele unor multimiliardari. Adică cei mai bogați 1% din populația planetei dețin aproape de două ori mai mulți bani și capital decât restul de 99%. Și banii ăștia, nu toți bineînțeles, sunt puși la muncă pentru a influența guvernele lumii să facă jocul profitului. În tot timpul ăsta, acești cei mai bogați 1% din populația lumii poluează cât 66% din cei mai săraci oameni din lume. În 2021, jurnaliștii de la Unearthed, un proiect al celor de la Greenpeace, au intrat în dialog pe Zoom cu niște lobbyiști de la ExxonMobil, pretinzând că un client de-al lor este admirator al muncii lor și ar fi deschiși pentru o colaborare. Ceea ce a ieșit din aceste conversații este cutremurător. Acești oameni dezvăluind pe față cum au lucrat pentru a submina planul guvernului de infrastructură care ar fi urmat să financeze cu sute de miliarde de dolari proiecte de energie eoliană și solară, taxând agresiv corporațiile. Cei doi lobbyiști, pe numele lor Dan Easley și Keith McCoy, au detaliat strategia lor pentru diminuarea acestui plan guvernamental. Mituirea unor senatori specifici care, așa ca o notă, nu erau toți republicani. Rezolvarea acestor probleme necesită o abordare transnațională și transgenerațională. Ceea ce, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, necesită o gândire foarte matură, dezvoltată emoțional destul încât să poți să înțelegi că binele comun, și nu mă refer aici la comunitatea ta, cartierul, nici măcar la țara ta, ci la o întreagă umanitate pe o perioadă nedeterminată de timp. Deci acest bine comun e mai important decât plăcerile ieftine pe care trei oameni ți le pun la dispoziție, sperând că o să fii și tu de acord că ăsta este vârful dezvoltării umane. Mă refer aici, bineînțeles, la telefoane mobile și mașini rapide. Permiteți-mi să pun astfel lucrurile în perspectivă aici. Ne aflăm la o răscruce de drumuri. Și nu vreau să o zic la modul general, mă refer la tine, cel care privește acest video. Deci ești la o răscruce de drumuri, că îți place sau nu să recunoști. Sunt două căi pe care le poți urma. Prima este calea minimei rezistențe. Dom'le, criza climatică n-am creat-o eu, n-o pot rezolva eu, sunt doar o furnică, da, nesemnificativă în marea schemă a lucrurilor. Umanitatea pur și simplu nu merită, asta am auzit-o. Umanitatea pur și simplu nu merită să supraviețuiască pentru că natura umană
nu e compatibilă cu mediul înconjurător. Adică, domnule, ca și când nu-mi rămâne nimic altceva de făcut decât să fac ce pot ca să supraviețuiesc și să mă rog că poate voi face parte dintr-o categorie privilegiată la nivel mondial de oameni care nu suferă prea mult. Cealaltă cale pe care o poți urma este cea a sacrificiului. Și știu că sună foarte idealist și poate chiar ca ceva dăunător, dar nu mă refer la gesturi extreme, da? Adică gândește-te câte sacrificii faci deja pentru niște lucruri care nu par să facă niciun bine. Acum ceva vreme, David Graeber scria un eseu, își propusese o analiză a pieței muncii, specific așa pe slujbele white collar, slujbele astea de birou, care au apărut în economie în ultima sută de ani și care ușor-ușor au devenit norma odată ce toată forța de muncă blue collar, adică muncitorii aia cu gură albastru, toată forța asta de muncă a fost externalizată în țări în curs de dezvoltare, deja exploatate nemilos de atâta timp. Pe aceste joburi, bineînțeles, nu toate, pare că mulți dintre noi le înțelegem ca fiind ceea ce David Graeber numește bullshit jobs, adică joburi de căcat, care nu produc neapărat un bine în societate, ci doar sunt acolo cu numele ca să avem și noi aici în lumea vestică dezvoltată ceva de făcut. Și da, zic noi aici în lumea vestică dezvoltată, pentru că chiar și noi aici în România facem parte din NATO, din Uniunea Europeană, ușor, ușor ne-am depășit condiția de țară, da, de lumea a treia, cum era eticheta pe vremuri. Totuși, chiar dacă poate nu există niște implicații foarte nobile pentru aceste joburi, nu fac nimic productiv în societate, ci pur și simplu am grijă ca niște oameni undeva la Zurich să aibă bani. Practic asta. Totuși, bă, nene, le facem. Adică în fiecare zi ne sacrificăm timp și nervi și stăm în trafic și ne înjurăm și ne săpăm unii pe alții. De ce? Ca să crească valoarea unor acțiuni. Vorbim de democrație și libertate și totuși o sacrificăm pentru slujbele astea, implicându-ne într-un mediu care eminamente n-are nimic de a face nici cu libertatea, nici cu democrația. Aș merge chiar mai departe. În ultimii ani a apărut acest fenomen prin toate mediile sociale, fenomenul ăsta al excelenței individuale. Tot felul de oameni care te învață cum să faci, să te trezești la 5 dimineața, să citești, să-ți antrenezi corpul, să investești, să te educi, să te autodisciplinezi. Toate astea sunt sacrificii. Și pentru ce? Eu cred că e interesant să ne punem întrebarea. La prima vedere ai zice că scopul este îmbogățirea și binele individual pe termen lung, nu? Adică mai precis, să-ți asiguri o viață bună pe termen lung. Toate astea sunt pentru siguranță. Adică dacă suntem deja capabili să conceptualizăm facerea acestor sacrificii, care nu-s mici, pentru siguranța zilei de mâine, eu zic că e mai doar un pas până să putem realiza că sacrificiile sunt mersul cu bicicleta și exercițiul democratic. Iar siguranța zilei de mâine este să avem apă potabilă atât noi cât și nepoții noștri. Într-o conferință ținută în anul 1990 la NC University, Carl Sagan a zis o chestie care mie mi-a rămas întipărită pe pergamentul sufletului. Pentru că se vede clar că problemele noastre sistemice sunt doar o chestiune de propagandă și nimic mai mult. Vă recomand oricum să urmăriți întreaga conferință, las link în descriere ca de obicei, dar acum de dragul discursului nostru o să reproduc ce a zis acest mare om pe care vă sfătuiesc să-l mai citiți. Zicea că pe parcursul întregului război rece, da, acu hă-hă, statul american a cheltuit undeva în jurul a 10 trilioane de dolari pentru combaterea amenințării sovietice. Adică 10 trilioane de dolari pentru a se asigura că nu vor fi invadați de sovietici. Mă rog, cifra asta de 10 trilioane a spus-o în contextul economic al anului 1990 în America, acum a ajustat la inflație, nu știu cât ar însemna în banii noștri de acum. Dar întrebarea vine, cât de sigur era că sovieticii aveau să invadeze? Era 100% sigur? În mod evident nu, pentru că asta nu s-a întâmplat. Dar dacă era 10% sigur, oare asta ar mai fi justificat această cheltuială colosală? Dacă răspunsul tău e da, cum de altfel ar fi și al meu, ca să fiu perfect sincer, atunci, de ce nu putem aplica aceeași judecată și la criza climatică? Unde șansele ca viețile noastre să fie alterate semnificativ chiar bat spre 100% atunci când aplicăm urechea la ce au de zis oamenii de știință. Eu înțeleg și sper că oricine poate înțelege că la sfârșitul zilei e sfârșitul zilei. Ajungi acasă după o zi de muncă și ai de ales 3 beri și un show pe Netflix, 20 de flotări și o carte despre stoicism sau să citesc raportul IPCC AR6 din 2022 și să mă îngrozesc, să dau în judecată statul român pentru că nu mi-asigură dreptul inalienabil la viață, facilitând tăierea peste 470 de hectare de pădure pentru noi cariere de cărbun. Bun, deci înțeleg că din toate cele trei, ultima e cea mai stresantă. Dar trebuie să luăm în considerare și că repercusiunile unor astfel de acțiuni au potențialul de a permite existența unor scenarii
în viitor, în care încă suntem pe aici, pe această planetă. Cred că a sosit timpul să nu mai privim aceste acțiuni ca pe niște sacrificii, adică la fel ca mersul la sală sau investitul la bursă, acțiunile pe care noi le putem face pentru a încetini efectele negative ale industrializării pot fi, cu siguranță, lucruri care să ne îmbunătățească viața. Adică, sigur, mersul cu mașina este comod. Ai aer condiționat și poți să asculți la matinalul de la radio bancuri spuse de Daniel Buzdugan. Dar pe termen lung, devii sedentar, îți petreci o bună parte din viață în trafic, îți faci inimă rea că te cerți cu oameni, etc. În același timp, să mergi pe bicicletă poate părea mai inconfortabil la început, dar e frumos să mai observi lumea din jurul tău, să te mai gândești la ale tale, nu-ți faci nervi și ce să vezi, o să fii mai sănătos. Are sens? N-avem nevoie de mașini, ci de mobilitate. N-avem nevoie de carne, ci de hrană sănătoasă. Și exemplele pot continua. Nu vreau să sune ca ceva sentimental, deși cred că avem nevoie mai mult ca oricând de sensibilitatea sufletului în această era numerelor. Dar totuși, dincolo de aspectul emoțional, cred că e important să privim speranța asta în termeni realiști. Adică speranța nu vine din faptul că cineva undeva o să rezolve problema asta pentru tine. Vine din a privi în ochi această negură abisală a adversității și de a rămâne pe picioare. La urma urmei, cu toții știm că vom muri, e destinația finală spre care cu toții știm că nu o putem evita și totuși trăim în continuare, nu? Și pentru felul în care putem instrumenta speranța asta pentru a ne asigura un viitor mai bun, vă aștept cu mare drag în edițiile următoare. Dacă v-a plăcut sau măcar v-a pus pe gânduri ce ați auzit aici, nu uitați să lăsați un like sau un comentariu, spuneți-ne ce vă trece prin minte. Împărtășiți clipul ăsta cu alți oameni. De asemenea, dacă nu v-a plăcut sau n-ați fost de acord cu cele menționate, hai să intrăm în dialog. Bineînțeles, în termeni civilizați.